Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. O emisiune din acea serie pe care am anunțat-o, de emisiuni preelectorale, pentru a vorbi cu primarii, cu candidații pentru alegerile locale din Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău și localitățile din împrejurimi. Astăzi vom vorbi despre o comună care mie mi-este foarte dragă, locul de unde sunt și doi colegi de redacție, dar și locul care a dat municipiului Pașcani mai multe personalități publice, printre care preotul Pavel Postolache și alte persoane. Iar acum în redacție, asta am descoperit și am discutat chiar înainte de a intra în emisie, deci în momentul de față sunt trei de Cojocaru în redacție, invitatul meu, eu și operatorul TV. Bun, deci l-am ca invitat pe primarul comunei, Constantin Cojocaru, bun venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Vom discuta despre proiectele, realizările, proiectele pe care le-a avut până acum, de asemenea despre proiectele viitoare, dar mai ales despre problemele cu care se confruntă administrația locală. Domnule primar, începem direct. V-ați hotărât candidați pentru un nou mandat? Da. Un da hotărât. Pentru mine este al doilea mandat acum. Urmează să candidez pentru al treilea mandat. Două mandate cred, pe care am făcut lucruri bune în Miloslovești și sper ca oamenii și cetățenii comunei să se mobilizeze și să recâștigă încă o dată încrederea cea pe care mi-a dat-o. Din partea PSD, nu? Da. Partidul Social-Democrat este cel care mă susține în aceste alegeri. Am înțeles. În momentul de față, cam care este structura politică din Consiliul Local? Structura politică, avem în Consiliul Local 6 consilieri PSD, 5 consilieri PNL și 2 consilieri de la Partidul Verde. Și sperați ca după alegerile din 9 iunie configurația să fie diferită? Sperăm. Favorabilă? Sperăm și cred că am convins cetățenii comunei că în cei 8 ani de mandat de primar am făcut lucruri bune și sper să obțin și cu această ocazie, cu candidatura mea pe care o voi depune pentru primăria Miloslovești, voi încerca să, cu ajutorul cetățenilor, voi încerca să obțin o majoritate în Consiliul Local al Comunei Miloslovești. Cât de importantă este o majoritate pentru primar? Pentru că aici, vedeți, în spațiul public, în discursurile politice, cei care nu sunt în funcție, spun doar, este foarte important să fie o diversitate politică, să fie cât mai colorat legislativul. Ceilalți însă, în special primarul, își doresc să aibă o majoritate și de fiecare dată auzim același motiv pentru a sprijini proiectele de investiții, proiectele cu care vine edilul. Majoritatea în Consiliul Local este foarte importantă prin faptul că Consiliul Local este forul legislativ, până la urmă, pentru comunitate, fără de care el nu se poate face o dezvoltare a comunității respective, aprobarea proiectelor, a indicatorilor tehnico-economici și a multor altor lucruri care sunt necesare comunității. Da, într-adevăr, pentru cei care înțeleg că o majoritate în Consiliul Local contează foarte mult, în sensul că aceste proiecte trebuie să treacă, trebuie să fie în folosul comunității și au nevoie ca să meargă mai departe în etapele pentru finalizarea proiectelor, în etapele următoare, are nevoie într-adevăr de votul consilierilor și girul Consiliului Local. Și girul Consiliului Local nu se obține decât prin o majoritate al Consiliului Local. Sigur, e necesar, într-adevăr, ca în orice democrație, e necesar și o, să zicem, o opoziție.
Dar de multe ori opoziția, ceea ce nu înțeleg eu la foarte mulți consilieri, nu numai la mine și în celelalte zone, în celelalte comune, trebuie să fie o opoziție constructivă, în primul rând. Pentru că politica se face înainte de alegeri, cu o lună, două, trei, eu știu, jumătate de an. Dar în momentul în care ai fost ales ca și consilier local, ca și demnitar al comunei respective, trebuie să-ți folosești inteligența și toată priceperea pentru a dezvolta această comună și pentru a duce mai departe un renume pentru comuna respectivă. Unii însă nu înțeleg acest aspect și de multe ori votează politic, spun ei. Dar asta este în detrimentul, în defavoarea comunității respective. V-am spus, este foarte bine și este normal să fie o opoziție, dar să fie o opoziție constructivă. În sensul că se aprobă proiectele cu unele modificări, amendamente, dar și acele amendamente să fie fezabile și numai în interesul cetățeanului. Într-adevăr, noi filmăm, difuzăm ședințe de Consiliu Local din mai multe localități și sunt anumite situații, anumite localități, în unele chiar mai des sau foarte des, unde balamucul e total. Adică sunt amânate, chiar abandonate proiecte exact în urma acestor neînțelegeri între putere și opoziție. Adică votul negativ, practic, pune la cutie sau, în cel mai bun caz, amână aplicarea unor proiecte care sunt în favoarea comunității. Și măcar dacă ar fi discuții logice sau să se asculte unul pe altul, exact. Dar sunt ședințe unde nu se înțelege absolut nimic. Și o fac deși știu foarte bine că sunt în direct, adică sunt transmiși de către televiziuni și că se filmează și că acele imagini urmează să ajungă pe TV și așa mai departe. Bun, dar haideți să trecem la... să vorbim despre comuna Miroslăvești. Domnule primar, se știe că la primărie treaba nu se termină niciodată, că problemele tot timpul apar și legislația se schimbă destul de des, mai ales în România. Însă, dacă ar fi să faceți un raport, de regulă primarii prezintă anual câte un raport, dar ar trebui să o facă mai ales înainte de alegeri, pentru că nu e așa, înainte de alegeri promit, iar când vine scadența, trebuie să spună ce au făcut. Dacă ar fi să trageți linie și să faceți un astfel de bilanț, ce ați reușit să faceți în ultimii 4 ani de zile? În primul rând vreau să amintesc că în orice primărie trebuie pentru a realiza ceea ce ți-ai propus, pentru a duce un proiect la finalitate, trebuie să ai și o echipă. Și ar vrea să mulțumesc echipei din primăria Miroslăvești pentru faptul că a fost mereu alături de mine. Chiar dacă avem un personal subdimensionat și într-adevăr este o echipă care a vrut într-adevăr să dezvolte această comunitate. Sigur, nu pot să spun că și aportul Consiliului Local a avut un rol important în proiectele pe care le-am demarat și pe care le-am implementat, unele și unele urmează să le implementez, cu excepția anumitor consilieri care, din motive uneori politice, uneori pragmatice, nu știu, anumite motive pe care ei le-au, din punctul meu de vedere, nu erau totdeauna plauzibile sau chiar niciodată, dar au trecut aceste proiecte, au trecut și sunt mulțumit, cred, și eu, până în prezent, de ceea ce am realizat în comuna Miroslăvești. Lucrurile nu se termină aici și avem foarte multe proiecte în derulare și foarte multe cereri de finanțare pe diferite măsuri de finanțare. Axe de finanțare. Da. Putem să le despărțim, să discutăm despre ce ați reușit să faceți și ce aveți în derulare? Da. Haideți. Aș lua întâi, cred că cea mai importantă și toți oamenii, toți cetățenii unei comune, în primul rând se referă la infrastructură
rutieră. Prima dată e vorba de asfalt, de modernizare drumurilor locale. Ceea ce am reușit eu până acum, am implementat două proiecte. Modernizare drumurilor locale în comuna Miroslav, județul Iași, pe o lungime de 10,126 de kilometri, cu o valoare de 13.570.000 de lei. De unde ați luat banii ăștia? Banii, acest proiect a fost pornit, sau început acum 4 ani de zile, cu o mică cofinanțare din bugetul local, aproape 2.500.000 de lei, și am continuat finanțarea ca și lucrări în continuare prin programul Angel Salini. La momentul actual este finalizată lucrarea, urmează unele retușuri și recepția la terminarea lucrărilor. Deci ați reușit să turnați 10 km de asfalt în 4 ani de zile? Da, cu șanțul betonare, cu căi de acces acolo unde era prevăzut un proiect. Interesant. Și aveți deja proiectele pregătite pentru a putea depune cererea de finanțare și să obțineți banii? Adică vă întreb, cum de ați reușit să parcurgeți aceste etape așa de repede? S-a fost lucrări în continuare. Am început din bugetul local, printr-un contract, printr-un acord cadru și contract subsecvent cu firma executantă. În urma licitației a fost desemnat un executant al lucrărilor și am reușit să implementăm în primul an din bugetul local o anumită valoare și restul, diferența cu lucrări în continuare, am obținut banii prin Angel Salini, prin programul național Angel Salini. Acesta este unul din proiecte de infrastructură rutieră. Un alt proiect care l-am demarat prin CNI de reabilitare și modernizare de drumuri locale în satele Soci și Miroslovești. E vorba ca și companie finanțatoră, că e Compania Națională de Investiții. Proiectul se întinde pe o lungime de 2,100 km, 2 km și 100. Valoarea proiectului 8.361.959 lei. Dar aici am avut și o ravenă de consolidat, o ravenă foarte mare în satul Soci. Din această cauză și valoarea investiției este foarte mare. Și acest proiect este finalizat, deci drumurile sunt asfaltate, urmează cam 2-3 săptămâni să finalizăm complet și acest proiect. Vorbim iarăși de drumuri locale. Săptămâna trecută noi am mai inițiat un proiect undeva, se numește Îmbrăcăminte bitumenoasă ușoară pe drumurile de interes local, un proiect implementat pe 7,6 km de drumuri, deci prin modernizare, prin asfaltare. Deci să fie, adică pe străzile care au fost deja asfaltate, probabil. Nu. Sunt străzi noi. Noi, prin asfaltare, prin metoda IBU, se numește, îmbrăcăminte bitumenoasă ușoară. Trebuie să-mi spuneți despre ce este vorba. Da. În ce valoare, costă această metodă? Această metodă păstrează stratul de pe platforma drumului, stratul de piatră care a fost așa, în urma expertizei care s-a făcut. Păstrează stratul, se face o scarificare, se pune 20 cm de piatră spartă și urmează cele două straturi, 10 cm, 5 cu 5 sau 6 cu 4, binderul și soluția este mai ieftină? Mai este rapidă? Mai ieftină, da. Ideea este că noi, an de an, am pietruit străzile respective și, în urma expertizei, avem străzi care are 70 cm de piatră. Și expertiza care a fost făcută de către un profesor de la universitate a spus că nu are niciun rost să scoatem aceste pietre și să punem altul nou, pentru că... Am înțeles. Interesant ce spuneți. Da. A mai fost aplicată metoda asta și în altă parte? Da, da. Vreau să vă spun că la primărie am un inginer la urbanism care a lucrat 30 de ani pe drumuri, a fost inginer pe drumuri. Da, deci știți exact. Da, știu. Și eu în facultatea de silvicultură pe care am făcut-o, am avut și eu drumuri forestiere și știu anumite elemente. Da, de 20 ceva de ani am mai uitat. Și în raport cu un kilometru de stradă, pe varianta clasică, cât de ieftin este cea de-a doua variantă de care vorbiți? Undeva la 50-60%.
Cam la jumătate. Da. Pentru că eu pentru 3,6 km de pentru 7,46 de km de IBU, de drum modernizat prin metoda IBU, au fost alocat 6.700.000 de lei. Asta însemna undeva la 9 miliarde, să zicem, 8-9 miliarde a fost alocată, dar în urma licitației suma a coborât un pic, puțin, cu 50%. Și lucrările au fost făcute? Lucrările, avem executantul lucrărilor, care a fost desemnat în urma procedurii de licitație. Urmează săptămâna asta să încheiem contractul, la fel, vom avea un acord cadru, contract subservent, acord cadru care se demarează 4 ani de zile, contractul subservent în funcție de alocațiile bugetare. Vom porni din bugetul local, urmând ca să obținem finanțarea, deja știu de unde trebuie să o obțin, nu o să dau prea mult din casă și voi obține finanțarea și sper până la sfârșitul anului și acești 7,6 km de asfalt să fie finalizat. Câți kilometri de asfalt ați reușit să puneți pe străzile din comună de când sunteți primar? Deci cu tot acei 7,6, aproape 21 de kilometri de asfalt. Și ce lungime de străzi aveți în comună? Avem de la 3 km și ceva. O comună întinsă, destul de întinsă. Ce lungime per total? Da. Per total avem undeva la 30, aproape 40 de nu, peste 40. Scuzați că de luăm și 40 de kilometri de drumuri sătești, dar avem și drumul național, avem și drumul județean. Trebuie să luăm în calcul. Deci cu acest proiect în proporție de 2/3 sau greșesc? Da, cu acest proiect, nu cu acest proiect, cu următorul proiect de 3,6 km pe care, la care lucrăm, lucrări și care intenționăm să obținem prin finanțarea prin CNI, fiind lucrări în primă urgență, avem 3,6 km de drumuri cu care încheiem asfaltarea, zic eu, 98% în toată comuna. Deci asta ar fi, valoarea lucrărilor ar fi undeva de la 6 milioane de lei. Lucrăm, încă lucrăm la acest proiect, lucrăm de anul trecut, am întâmpinat niște probleme legate de intabularea unor drumuri de exploatare și asta este ultimul proiect. Urmează de acum, cât mai repede, să începem reparațiile la drumurile care sunt mai vechi. Da, că deja... Aici este mai ușor. Da, aici este mai ușor. Bun. Asta este principala problemă în orice comunitate, căile rutiere. Dar la fel de importante sunt și utilitățile. În ce măsură în comună aceste probleme sunt rezolvate sau pe cale de a fi rezolvate? Și mă refer aici la apă, canalizare, rețele de gaz, și iluminat. În mandatele mele am reușit extinderea undeva la 16 km de gaz metan, rețea de gaz metan, având acum aproximativ 98% accesibilitatea populației la rețeaua de gaz metan. Sigur, sunt unele locuințe care sunt la o distanță considerabilă și nu permite nici este măcar... rentabil. Da, da, este da, din punct de vedere al rentabilității nu este. Da, sună cinic, dar așa stau lucrurile. Da. În ce privește rețeaua de apă potabilă, avem undeva accesibilitate la 96%, calculat. Cu unele mici excepții la fel, avem în satul Mitești, avem o străduță, am mai rămas, dar acolo sunt două case, cred că locuibile, o străduță sau două. Urmează și acele două, 300 de metri lungime, deci. Să zic că nu e o sumă care să ne împiedice să nu realizăm această investiție. Deci apă și rețea de gaz și gaze naturale stăm foarte bine. În schimb, este a cincea cerere de finanțare pe care o facem pentru canalizare.
Nu reușim pe celelalte finanțări, pe celelalte axe de finanțare, nu am reușit datorită faptului că nu am putut să ajungem la un punctaj care să ne permită accesarea fondurilor pentru înființare, canalizare în comunalul Slovești. Am depus prin PNRR, pe componenta 1, am depus extindere rețea de canalizare împreună într-un parteneriat cu Comuna Moțca, care are și stație de epurare. Se pare că au fost niște probleme, nu știu de ce natură, nu vreau să spun că politice, pentru că anumite comune care au avut același tip de proiect, au reușit să obțină finanțare. Noi n-am reușit. Proiectele au fost la aceeași consultanță. Au rămas și ei foarte surprinși. Am făcut contestații și așteptăm acum contestații. Se pare că totuși nu la contestații vom avea șanse de a înființa, practic, în Comuna Miloslovești, rețeaua de gaze naturale pe o lungime de 25 de kilometri. De canalizare, pardon. Pe o lungime de 25 de kilometri. Asta însemnând undeva la 30 de milioane de lei. Spuneți, dar cu operatorul județean această investiție nu poate fi abordată? Operatorul județean are programul POIM acum, care într-adevăr, și trebuie să recunoaștem că programul ăsta impune și o cofinanțare din partea APA Vital. Se descurcă și destul de greu cu banii, din câte îmi dau seama, și adică nu trebuie să fim absurzi să nu înțelegem. Poate unii oameni politici nu vor înțelege niciodată, dar cei care lucrăm la proiecte și știm, înțelegem că totuși e un efort financiar destul de mare. Are în derulare cel mai mare proiect în județul Iași pentru investiții publice. Da. Eu când am preluat mandatul în 2016, n-am fost înscris și în master plan. Am încercat atunci să merg la APA Vital, era la domnul director, am discutat cu dumnealui, a fost prea târziu când s-a întâmplat acest lucru. Cel predecesorul meu, primarul dinaintea mea, nu a vrut, efectiv, din câte am auzit și de câte am discuțiile care le-am avut cu cei de la APA Vital, nu a vrut să înființeze în Comuna Miloslovești canalizare. Nu știu ce motive. La un moment dat, când am preluat mandatul, era și un litigiu oarecum între primărie și APA Vital, operator, da. Și operator. Într-un final l-am stins până la sfârșitul anului. Genul ăsta de discuții au fost și la Pașcani, care, iată, până la urmă au avut o finalitate pozitivă, pentru că în momentul de față avem în desfășurare, în derulare acest proiect de extindere rețele apă și canalizare. Bun. Domnule primar, ce alte proiecte mai aveți? Ați mai reușit să le puneți la punct? Și ce proiecte aveți în derulare, mai ales pe axele de finanțare? Vă întreb asta pentru că a fost o perioadă tare bună pentru administrații locale de a obține finanțări pentru diverse proiecte. O perioadă cu care sunt convins că România nu se va mai întâlni așa de repede, așa de ușor. Da, sunt destul de multe proiecte. Asta vreau să vă spun. Și nu ne oprim aici. Continuăm să accesăm și pe finanțări și proiecte, pe ceea ce ne putem plia până la urmă ca și comunitate și pentru care considerăm că este o necesitate pentru noi. Cred că în două săptămâni finalizăm reabilitarea și extinderea dispensarului medical Corp A și Corp B. Este o investiție în valoare de 2.200.000 de lei. Aici a fost vechiul dispensar comunal, a fost reabilitat, a fost extins pe vertical, s-a mai făcut un etaj, arată foarte bine. Și sperăm că de curând să-i dăm, să facem și deschidere. Sunt
o clinică de la Iași este interesată de a închiria un spațiu în acest sens. Avem 3 medici de familie. De asemenea, mai avem un cabinet de stomatologie din Pașcani interesat la fel să vină la Miroslovești. Spațiul arată foarte bine, sunt foarte mulțumit. Și cei care au venit de la Iași de clinică au rămas impresionat. Arată ca un mini-spital, să spunem așa, o mini-policlinică. Până la urmă este în folosul comunității. Da. Am avut foarte mari probleme cu dispensarul respectiv. Am avut o firmă câștigătoare anterior, o firmă care la un moment dat a abandonat lucrările și a trebuit, și acum suntem în litigiu cu firma respectivă. Sperăm să termină cât mai repede. Noi ne-am continuat, am făcut expertize, am făcut expertize contabile, expertize tehnice și ne-am continuat lucrările în așa fel încât să nu întârziem cu finanțarea, fiind o lucrare finanțată prin PNDL. De asemenea, în Comuna Miroslovești, am reușit în acești ani să reabilităm și 3 poduri. Valoarea investiției a fost undeva la 600.000 de lei. Am reușit să modernizăm iluminatul public, care a fost undeva la 1.200.000 de lei. Deja am ieșit din perioada de garanție, avem 5 ani de zile de când am reușit să implementăm această investiție. Am înființat un parc în satul Verșeni, pe vechiul amplasament din centrul satului, care era deținut de fostul CAP, pe fostul amplasament al CAP-ului. Era un dezastru acolo. Am reușit într-un final să facem ceva frumos. Astea sunt, să spunem, de asemenea avem o platformă de gunoi de greaj undeva la 2 milioane de lei, prin care avem platforma efectivă, construcția, cu utilajele aferente, cu tractor, cu remor și toate, care le folosim practic pentru gospodărirea comunei. Avem un proiect depus și care trebuie să mergem, semnăm contract de finanțare acum prin GAL. Încercăm să achiziționăm tractoare și utilaje pentru tot la fel pentru gospodăria publică. Suntem acum la achiziția, de fapt, da, într-un fel, procedura de achiziție pentru dotarea căminului cultural din satul Soci. La fel, suntem în aceeași procedură și cu dotarea căminului din satul Miroslovești. Dotare cu ce anume? Cu mobilier, cu instrumente muzicale, cu tot ce trebuie. Este foarte important. Da, este foarte important, având în vedere că și noi la Miroslovești avem un ansamblu destul de bun și încercăm să atragem. Văd în ultim timp că și tinerii sunt atrași de acest ansamblu, de acest, să zic așa, grup frumos, da? Cu care ne mândrim de altfel și care a făcut figure frumoase pe unde a mers. Derulăm, să știți că derulăm în continuare și alte proiecte, pe componenta 10, de exemplu, prin PNRR. Avem construire de locuințe pentru specialiști în Comuna Miroslovești. Vom construi în incinta spitalului, dispensarului uman. Avem un teren acolo și vom construi 2 apartamente de 75 de metri. Deci un fel de casă cu 2... Da, 2 apartamente cu 3 camere. Pentru specialiști. În special pentru doctor, pentru... Și probabil cu timpul vom intenționa acolo să facem o stație de ambulanță. Am avut, la un moment dat, acum vreo 4-5 ani, am avut un aviz, dar datorită faptului că n-am avut spațiu, avizul nu mai este valabil. A fost aprobat prin componenta 13, reabilitarea școală Soci și școală Veșeni, cum l-am Miroslovești. Amândouă sunt reabilitare termică, pentru programul Școala Verde. Școala Verde cu panouri fotovoltaice, cu pompe de căldură. Valoarea proiectului undeva la 5 milioane, amândouă proiecte, 5 milioane 700 de mii de euro. În ce etapă vă aflați? Suntem în etapa de
de semnarea contractului. Am așteptăm înțeles. Să ne cheme să ne semnăm contractele. Da, a fost selectată pentru finanțare și... Deci anul viitor, cel mai târziu, da. Se va lucra. Ce privește infrastructura școlară, că și aici este o problemă pentru toată lumea, avem prin programul derulat prin Consiliul Județean dotarea cu mobilier, avem și noi prins acolo 22 de săli de... Un program care este la nivelul județului. La nivelul județului, da, și la care, sincer vă spun, am lucrat noi tot, primarii cu directorii, noi am lucrat mai mult. Da, așa s-a întâmplat. Da, a fost mai mult pentru ei, zic așa, o formalitate. Sunteți prins și pe lista pentru microbuze? Inițial nu, la primul tip de microbuze electrice, am fost la pe a doua listă pentru microbuze hibrid. Cu toate că noi avem un microbuz școlar foarte vechi, din 2005, vă dați seama, și de multe ori am solicitat Consiliul Județean și l-am prezentat acest aspect, dar am impresia că n-a interesat Comuna Miroslovești, sau n-a fost interesantă Comuna Miroslovești. N-a fost interesantă pentru Consiliul Județean. Mai avem, o intenționăm să se va deschide în mai, deja am vorbit cu consultant, se va deschide în mai pentru infrastructura școlară, se vor deschide niște axe de finanțare și încercăm să, pentru fiecare școală, avem 3 școli în Comuna Miroslovești, să înființăm o sală de sport școlară și un teren de sport sintetic pentru fiecare școală. Am vorbit cu proiectant, va face un proiect tip și încercăm să noi să vedem în ce condiții, când va da drumul în mai, am înțeles că va da drumul la ghid. Sperăm să fim cu un pas înainte și să obținem. Deci lucrați cu profesioniști, cu specialiști în domeniu, nu? Da, da, e clar. Care urmăresc sursele de finanțare, știu exact ce au de făcut și vă lucrează proiectele? Da, să știți că sursele sunt multiple, nu neapărat de la, știți, în orice... comunitate, în orice societate, informația contează. Trebuie să știi de unde să o ieși, trebuie să știi unde să te duci cu ea. Dar ți-ai mult rog să lucrați cu specialiști buni? Da, da. Nu neapărat cu toți, dar foarte mult a contat și viziunea mea și întotdeauna am pus probleme. Nu i-am lăsat să gândească exact cum vor. Pentru că ei au un tipar, au... un standard și... costuri mai mari. Da, și mi-e place să sar din standardul lor și din... Adică, din punctul meu de vedere, dau seama, da, unde... cât face, cât costă acest subiect, atât. Mi se pare prea mult, ne uităm. Hai să vedem. Nu, mi se pare prea mult. Adică, eu sunt inginer silvic, cum v-am spus, am făcut și eu proiecte, am făcut și în facultate, am făcut proiecte de drumuri, am făcut proiecte de civile, de... am făcut câte ceva cunosc, nu sunt as, nici pot să zic, dar 25-30% am făcut și baraje, chiar se întâmpla la un moment dat și la o construcție de pod, acolo, la o reabilitare, constructorul vorbea cu un proiectant acolo și spunea, am văzut prima dată proiectant, n-a știut că va fi și constructorul, și spunea că acolo să facem așa, acolo să facem așa, și eu am zis că nu, acolo îmi faci aparat de mare, îmi faci gabioane ecranate, îmi faci barbacane acolo, îmi pui arocamente. Stătea și se uită la mine și mă întreabă, dar de unde știi? Păi sunt niște chestii care eu le-am făcut și în facultate și nu neapărat că trebuie să le știi, dar trebuie să știi și unde să cauți. Și 8 ani de primărie și asta mă ajută foarte, foarte mult. Da. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Mai aveam aici.
10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. Sono triste fra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, io non esisto. Non esisto, non esisto. Alicep Tours România, companie de turism tur-operatoare, organizează circuite turistice, excursii școlare, pelerinaje religioase în țară și străinătate. Avem de asemenea servicii de transport, persoane și coletărie, curse internaționale, plecări și sosiri zilnice, cu transport până la adresă, către Ungaria, Austria, Germania, Belgia, Olanda, Danemarca, Italia, Franța, Elveția, Spania, Grecia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Anglia, operate în parteneriat cu Romfur Tour, Tabita Tour și Terla Trans. Pentru detalii ne găsiți în municipiul Pașcani, Splanadă, agenția de turism Alicep Tours, telefon 0232 763 958 sau 0767 77 60 80. Ne găsiți și pe aliceptours.ro. Am revenit în studio după o scurtă pauză de publicitate. Invitatul meu de astăzi, Constantin Cojocaru, primarul comunei Miroslovești. Am încheiat așa brusc pentru publicitate. Înțeleg că mai aveți câteva proiecte despre care vreți să vorbiți. Da, câteva proiecte pe care le-am depus, câteva cereri de finanțare pe care le-am depus și care unele zic că vor aduce un plus de valoare comunei Miroslovești. Și aș începe prima dată cu un centru de zi de asistență și recuperare pe persoane vârstnice în comuna Miroslovești. Este un proiect de 7.400.000 de lei pe care l-am depus
este undeva în așteptare, se va redepune undeva în septembrie, august-septembrie. Un alt proiect, Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane, pentru părinți și copii în comuna, Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii în comuna Miroslovești, este un proiect pe care trebuie să-l terminăm efectiv, am semnat contractul de finanțare, trebuie să-l finalizăm până la sfârșitul lunii octombrie. Este un proiect în valoare de 2.100.000 de lei și care la fel va fi o investiție bună pentru că consider că va fi o investiție bună pentru comuna Miroslovești. Avem două proiecte mari pentru piste de biciclete care se întindă pe cele pe partea dreaptă și partea stângă și partea dreaptă a DN2, a drumului european 85, cum se numea înainte. Este un proiect, unul demarat, pistă de biciclete demarat prin C10, cu o valoare de 1 milion de lei și un alt proiect de 4 km de pistă de biciclete demarat prin AFM, care va cuprinde, e mult mai complex, este mult mai complex, cuprinde și iluminat cu panouri fotovoltaice. Este un proiect în valoare de 3.900.000 de lei, deci un proiect pe care l-am obținut și care urmează să semnăm contractul de finanțare. La fel, am depus acum două săptămâni înființare parc fotovoltaic în comuna Miroslovești, care se va asigura necesarul de energie electrică atât pentru iluminatul public stradac, cât și pentru instituțiile publice, școală, dispensar și primărie. Am demarat, iarăși am depus în același timp, am depus un proiect care, din câte știu, cred că din surse sigure, va intra la finanțare. Este un proiect de 8.563.000 de lei. Servicii sociale integrate pentru vârstnici în comuna Miroslovești prin programul de incluziune. Asta este un proiect important. Da. Prin programul de incluziune și demnitate socială. Este un program, este un proiect prin care noi încercăm sau vom înființa, cu siguranță vom înființa în comuna Miroslovești, să zicem un mini cartier rezidențial constând din 16 garsonere și 4 apartamente cu două camere. Pentru persoane vârstnice și nu numai, pentru persoane cu probleme sociale. Vor fi clădiri la sol, cu spațiu de recreere. Și va fi asigurată inclusiv asistența, serviciile sociale sau acele... Da, vor fi asigurate și serviciile sociale. Perioada de monitorizare este undeva la 5 ani de zile. Urmând, ca și prin alte programe, să se poate subvenționa sau să se poate finanța serviciile de asistență socială generate prin acest program. Astea ar fi, zic eu, proiectele care la momentul respectiv sunt benefice pentru comunitatea noastră și care sperăm cât mai curând și dacă va mai fi la următorul mandat, să le implementăm și să avem rezultatele pe care, după munca pe care am prestat-o. Avem aici redacția în apropierea stației de salvare și iată, se mai întâmplă, se aude și pe înregistrare când mașinile ies cu sirena. Domnule primar, ce probleme ați întâmpinat în aceste două mandate, mai ales în ultimul, probleme care ar urma să fie rezolvate, să găsiți o rezolvare pe parcursul anilor următoare. De exemplu, sunt primari care se plâng de faptul că nu au suficienți bani, că localitățile respective, veniturile din localități sunt mici pentru a acoperi cheltuielile și mai ales pentru investiții. Alții se plâng de faptul că populația este îmbătrânită și că nu sunt tineri, alții se plâng de locurile de muncă. Știți, în general, care
sunt problemele cu care se confruntă, mai ales localitățile din județul Iași. La dumneavoastră lucrurile cum stau? Sunt și la noi aceleași probleme. Dacă am luat mot-a-mot ceea ce a spus dumneavoastră, aceleași probleme se găsesc, cred că, în orice comunitate. În primul rând, nu cred că putem vorbi neapărat de o lipsă a locurilor de muncă, pentru că sunt destule societăți comerciale, sunt destule întreprinderi care au nevoie. Problema este alta. Problema este la cei care nu vor să muncească. Indiferent dacă le-ai creat un loc de muncă, nu vor să muncească. Și se obișnuiesc cu ajutoarele sociale, cu ceea ce le dă statul. Trăiesc în lumea lor și până la urmă nu ai ce să le faci. Asta este. O altă problemă cu, într-adevăr, se constată la nivel de țară, cred, și la nivel de regiune, o îmbătrânire a populațiilor de la sate. Da, toată populația tânără migrează către orașele mari, către orașele universitare, rămânând cei bătrâni. Dar să știți că întotdeauna și la noi la Miroslovești avem 28% din populație este peste 60 de ani. Dar să știți că întotdeauna cei mai în vârstă sunt mai conștiincioși și sunt mai cu bun simț. Asta este, cred că poate să spună oricine. Lipsa banilor din primărie, da, într-adevăr, dacă nu știi să echipuiești, da, nu sunt fonduri. Trebuie să adopți o politică corectă și conform legii pentru a strânge bani. La mine nu a fost problema. Întotdeauna am avut excedent la final de an. Întotdeauna n-a fost problema că nu așa lea. Și anul trecut am avut un excedent de 1.600.000 de lei. Am avut într-un an 2.800.000 adunați pe care i-am folosit. Nu i-am folosit pentru investiții directe. I-am folosit în special pentru proiectare, pentru a face proiecte, pentru a obține alt bani. Da. Și întotdeauna am căutat proiecte care să nu aibă o finanțare mare din partea noastră. O problemă care mai există și la nivel de localități și de primării este și poate unele primării au organigrama plină. Și acolo este o problemă. Noi lucrăm. Și la dumneavoastră cum este? Vă spun că la birouri suntem 11 oameni. Atât. În primărie, organigrama este 30. De asta v-am spus că am o echipă extraordinară și pe care mi-aș dori să o aibă, cred că, toate primăriile din zonă. O echipă conștiincioasă. Deci 11 funcționari? 11 funcționari și 4 muncitori. Atât la o comună? Da. Păi sunt alte comune care au dublu, triplu. Da, într-adevăr este foarte greu, vă spun. La momentul ăsta atât avem. Fiecare din funcționari și-a luat câte două atribuții. M-a spus că este foarte greu. Este foarte greu. Avem foarte multe proiecte. Aproape că și eu. Eu lucrez permanent la ele. Le văd, le coordonez. Dar e destul măcar de greu. Măcar sunt plătiți bine? Cred că avem una... Suntem comune care avem una dintre cele mai... dintre cele mai mici salarii din zonă, așa spun unii. Zgârcit. Nu, respect legea. Eu aș vrea întotdeauna și cu legea în mână le-am spus și colegii să simtă și ei. Dom'le, dar uite, alte comune. Nu este corect. Deci ce fac alte comune? Nu trebuie să fac și eu neapărat. Haideți să citim legea, haideți să cerem un punct de vedere de la alte instituții mai abilitate decât noi. Și când vine răspunsul, din punctul meu de vedere, cu drag. Am înțeles. Deci, și merită. Oameni care merită, într-adevăr. 11 funcționari la o comună care e foarte mare. Interesant. Ultima întrebare. La ce să se aștepte cetățenii, concetățenii dumneavoastră pentru următorii 4 ani de zile în ceea ce privește politica fiscală? Unii primari nu prea vorbesc despre taxe și impozite în campanie electorală pentru că e un subiect care nu e tocmai popular. Dar după campanie, imediat majorează taxe și impozitele pentru a avea bani, spun ei, pentru investiții. La dumneavoastră în comună, cum stau lucrurile? Noi nu am mărit taxe și impozite decât cu rata inflației. Exact cum vă spuneam,
populația este îmbătrânită, situația financiară a familiilor respective este destul de precară, să zicem, nu neapărat precară, dar este destul de modestă. Nu am făcut decât cu rata inflației conform legii și conform codului fiscal să majorăm taxele și impozitele. Ce am majorat noi și care n-am putut să ținem sub control este taxa de salubrizare, care ne dă bătăi de cap. Întotdeauna vin către cetățeni și le spun că cât vor arunca mai mult, cu atât va crește taxa. Este și cea mai mare, nu? Poftim? Este cea mai mare taxă dintre toate. Da, din toate taxele, da. Păi, ajungem undeva acum la 98 de lei pe an, pentru de persoană. Mi se pare totuși destul de mare, dar până la urmă sunt, și dumneavoastră ne-a spus, sunt lucruri care trebuie să le respectăm. Dacă ei nu vor să înțeleagă, va crește și la anul, dar restul nu putem. Adică noi ne bazăm pe celelalte venituri, pe niște concesiuni. Nu avem sume foarte mari, sume foarte mari, dar sunt sume care ne avantajează la un buget, cum este al comunei. Bun, și în următorii 4 ani de zile, cum va fi cu taxele și impozitele? În următorii va fi la fel. Vom actualiza doar cu rata inflației. Deci nu aveți de gând să... Nu. În 8 ani de zile nu am făcut acest lucru și nu voi gândi altfel. Dacă anumite situații sau anumite legi vor impune, legi guvernamentale, se va impune, vom respecta legea, clar. Dar din punctul de vedere al meu și la nivel de administrație locală, nu se va întâmpla acest lucru. Bun, ne oprim aici. Mulțumesc pentru participare. Dumneavoastră că ne-ați urmărit. O seară frumoasă în continuare.